Despre această acțiune comună a bisericilor din Oradea discutăm acum cu doamna Laura Ologu, consilier cult la Biroul Pastoral al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Bună ziua! Bună ziua! M-auziți? Bună ziua! Da. Cum s-a desfășurat această săptămână comună de rugăciune? Ce s-a întâmplat mai exact? S-a desfășurat ca de fiecare an, cu rezultate deosebite. Aș vrea să fac o scurtă introducere legat de faptul că deja din anul 1930, arhiepiscopul luteran a fost cel care a dat prima reprezentare termenului de ecumenism legat de unitatea sufletească a credincioșilor în Hristos. Și în 1910, în Edinburgh, capitala Scoției, a fost organizată prima conferință mondială care s-a ocupat cu posibilitatea desăvârșirii unității bisericilor creștine. Ce s-a întâmplat la Oradea? Cum a decurs această săptămână? La Oradea au participat, ca de obicei, 9 culte. Este vorba despre Biserica Ortodoxă, Biserica Greco-Catolică, Biserica Romano-Catolică, Biserica Evanghelică Luterană, Biserica Unitariană, Biserica Penticostală, Biserica Reformată și Comunitatea Evreilor Mesianici. Al câtelea an a fost acesta în care s-a organizat săptămâna comună de rugăciune? Practic, acest eveniment se desfășoară imediat din anii de după Revoluție. Așa mai vizibil, să zicem că sunt 10 ani legat de acest eveniment. Un eveniment privit cu ochi buni de creștinii de toate confesiunile, care se pot ruga, iată, împreună. Un părinte a stilizat foarte bine problematica, spunea dânsul, este vorba de mai multe staule, dar de un singur păstor, respectiv păstorul cel bun. Unitatea practic nu se gândește prin diluarea credinței, ci este vorba de unitatea în diversitate. A fost strânsă o sumă importantă de bani. Cum vor fi folosiți acești bani? Da. Unde vor ajunge ei? În acest an, Biserica Reformată a fost cea care a stabilit destinația colectei. Cunoscând cât de dramatice sunt cazurile în care situația financiară îngrădește educația, buna dezvoltare și perspectiva de viață a unor elevi talentați, aceasta a ales să sprijine elevii defavorizați pentru a-și putea continua cursurile. Ce s-a întâmplat la precedenta ediție? Câți bani s-au strâns atunci? La precedenta ediție a fost o sumă de 7500 de lei și anul trecut domnul Pașca Viorel, care este fondatorul centrului de la Dumbrava, a putut să ajute și cu această sumă cei peste 250 de bolnavi psihic bătrâni părăsiți de către toată lumea, care practic nu-și găsesc sprijin nici cu ajutorul statului. Vă gândiți deja la un proiect și pentru anul viitor, pentru viitoarea ediție, sau e prea devreme? Sigur, a avut loc o tragere la sorți prin care s-a stabilit faptul că în anul 2019 comunitatea evreilor mesianici din România, reprezentată de șaliahul David Nog, se vor ocupa cu stabilirea destinației următoarei colecte. Pot fi donați bani și până atunci sau acest lucru se poate face doar în această săptămână de rugăciune? Această colectă comună se face doar în această săptămână. Practic este vorba de cutia albă care circulă în fiecare biserică gazdă în timpul săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor.